Bună ziua, vă mulțumesc că ați dat curs invitației. Ieri, fracțiunea PAS a înregistrat proiectul de hotărâre de Parlament privind desfășurarea referendumului republican constituțional. Asta după ce, la data de 16 aprilie, Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv pentru inițiativa înaintată de deputații PAS de revizuirea Constituției prin referendum. Astfel, potrivit proiectului de lege, referendumul urmează a fi desfășurat la data de 20 octombrie 2024. Iar cetățenii vor răspunde la întrebarea: sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Parlamentul acum pregătește toate demersurile necesare pentru a stabili data referendumului și a alegerilor prezidențiale pe 20 octombrie 2024. După votarea proiectului, acesta va fi remis în adresa Comisiei Electorale Centrale pentru a iniția procedura de desfășurare a referendumului republican în conformitate cu prevederile codului electoral. La 20 octombrie, vocea poporului va spune clar în ce direcție vrem să ducem Republica Moldova. Decizia suverană a cetățenilor va fi consfințită și în Constituție. Așa cum am spus cu alte ocazii, noi nu avem timp de pierdut. E timpul ca și în Constituție să fie scris clar că locul nostru este în familia Uniunii Europene, unde pacea este garantată, iar bunăstarea asigurată. Suntem europeni, istoria noastră ne arată că suntem europeni, valorile de care ne ghidăm confirmă că moldovenii sunt europeni și merităm să avem același nivel de trai, aceleași drepturi și libertăți cum vedem în țările Uniunii Europene. Partidul Acțiune și Solidaritate mereu a promovat integrarea europeană a Republicii Moldova și din prima zi a declarat susținerea pentru inițiativa președintei Maia Sandu de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Acest proiect de țară nu este proiectul unei persoane. Nu este proiectul unui partid politic. Acest proiect este al tuturor cetățenilor și este pentru generațiile viitoare. Pentru prima dată în ultimele decenii, trăim nu doar speranța unui viitor mai bun, dar simțim că acum avem șansa unui prezent mai bun și datoria de a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană. Vin cu un îndemn către toate partidele, asociațiile din țară, din diasporă, să participe în promovarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Integrarea Moldovei în familia europeană este un obiectiv mai presus de interesele politice, de partid. Un obiectiv care ne unește pe toți, pentru că este în beneficiul tuturor moldovenilor. Toți cei care vor ca moldovenii să trăiască bine, să trăiască în pace, să nu se teamă de siguranța și securitatea lor și a familiilor lor, să trăiască în bună înțelegere și în libertate acasă, au datoria de a munci pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Vedem cum trăiesc cetățenii europeni. Diaspora noastră este acolo, ei simt zi de zi cum este să fii cetățean european. E timpul să devenim și noi, moldovenii, cetățeni europeni. Sunt sigur că împreună vom reuși. Nu va fi ușor, dar cu multă răbdare și perseverență ne vom asigura că viitorul nostru și al copiilor noștri va fi în pace și bunăstare. Vă mulțumesc pentru atenție.
stăpâni.